Bună seara, dragi rapidiști! Bun venit la Rapid TV! Ne aflăm într-o lume aparte, undeva în burta stadionului Giulești, în sala de box a noului nostru stadion. În spatele meu se află sportivi ai Rapidului și totodată membrii ai galeriei. Spun că este o lume aparte, de ce? Pentru că acum nu vorbim cu foști jucători, cu actuali jucători sau cu antrenori, am intrat în frumoasa lume a galeriei Rapidului. Pentru că în galeria Rapidului sunt acei oameni care stau în spatele cortinei și ei construiesc spectacolul. Dacă pe teren jucătorii ne oferă bucuria golului și al victorilor, în tribună acolo este spectacolul și ceea ce ne dorim toți să vedem. Și faima Rapidului, până la urmă, în lume a fost dusă de către galeria Rapidului. Alături de mine se află reprezentantul uneia dintre brigăzi, Brigada Originals. Original, foloseam pluralul. Da, nu suntem marca de Adidas. Corect. Da, bună. Ghețu, bine ai venit la Rapid TV. Vă mulțumesc frumos pentru invitație, felicitări pentru inițiativă și la cât mai multe astfel de acțiuni, pentru că nu sunt decât foarte bune pentru toată lumea. Da, și pe noi ne bucură, pentru că în general, când vine vorba de brigăzi în fotbalul, cel puțin în fotbalul românesc, lumea vede niște suporteri care stau undeva ascunși, mascați, nu se arată. Iată că aici este vorba de altceva. Tu de la bun început ai zis că ești transparent, da. Accept să vorbești în numele brigăzii. Da, nu, în mod normal, suntem în secolul 21, era internetului, social media, toate cele unde nu mai poți să te mai ascunzi. Deci și de cine să te ascunzi? În primul rând, te ascunzi când faci ceva ilegal sau când faci ceva dubios. Noi nu facem nimic ilegal, încercăm să promovăm altceva față de ce crede lumea și față de ce percepție are lumea față de ultrași, despre suporteri și despre galeria Rapidului, în general. Păi nu, în primul rând vorbim de spectacolul pe care voi îl creați în tribună, dovadă și acea coreografie superbă pe care ați făcut-o la meciul cu Craiova. Mulțumim frumos pentru apreciere, contează foarte mult pentru noi că munca noastră este apreciată chiar și internațional. Păi da, de altfel ați apărut, când spunem ați apărut, mă refer... Galeria a apărut, galeria pentru Rapidului, că sigur, toată lumea a muncit pe, și ne-a ajutat. Da, pe toate site-urile, inclusiv din străinătate, da. Și noi am bătut mereu toate recordurile posibile, da, în materie, da, de, da, spectacol în tribună. Pe această cale vreau să mulțumesc și clubului Rapid că a ținut să ne promoveze munca și să ne aprecieze munca chiar că din primul minut în care s-a afișat coreografia. Păi fără să pară un șablon, vorbim de familia Rapid. Da, familia Rapid care înseamnă totul, pentru că până la urmă conducere, echipă și galerie trebuie să formeze un tot unitar. Da, da, o simbioză între... O simbioză și ar trebui să primeze cele 5 litere, doar Rapid. Da. Spune-mi și mie, în primul rând, pentru că toată lumea, toți suporterii trebuie să afle. Noi am vorbit și cu altă brigadă înainte de a voastră și vor urma și celelalte și știm că fiecare brigadă are niște principii, are niște secrete până la urmă pentru omul de rând care nu știe. Se află în cealaltă parte a tribunei sau chiar și adversarii stau și filmează ceea ce, da, se întâmplă în, este o satisfacție, în galeria Rapidului. Clar că, da, trebuie să fie o satisfacție a muncii voastre, da, că până la urmă e o muncă pe care o faceți gratuit, doar de dragul Rapidului și de dragul galeriei. Gratuit este un understatement, ca să spun așa. Pentru noi nu e gratuit, adică la modul că ai și tu aplici, muncești pentru tot ceea ce se realizează pe stadion, dar ai și satisfacții, adică... Eu nu consider că o fac gratis. Păi aia e plata supremă, da, satisfacția. Da. Satisfacția și aprecierea celorlalți. Da, hai să intrăm un pic în viața acestei brigăzi și să aflăm unele, cu ghilimelele de rigoare, secrete. În primul rând, de unde numele de original? Țin cont că brigada este... membrii fondatori ai acestei brigăzi.
S-au strâns undeva prin anii 2002. Eu am venit abia 2003-2004. Eu, din ce știu, numele brigăzii este împrumutat de la EK Atena, unde este o brigadă foarte mare, se numește original 21. O brigadă care, în momentul de față, cam reprezintă o mare parte din galeria celor de la EK. Deci să înțeleg că ne apropiem de două decenii de existența acestei brigăzi. Au și trecut chiar. Au și trecut. Da. Dar cui a venit ideea înființării brigăzii? Păi pe fundal acolo este un băiat care este și nașul meu, împreună cu nașul lui, care n-a putut să ajungă din păcate în această seară. Este un avocat de renume din București. Ei împreună au strâns niște băieți în cartierul Colentina, mai exact, puțin mai încolo de capătul tramvaiului 21 și la intersecția Pundeni cu șoseaua Colentina. Acolo se întâmplau toate lucrurile. Și acolo s-au strâns un grup de prieteni care pur și simplu a luat amploare la modul în care în 2003 deja se organizau ca și brigăzi, adică ca și brigadă, făceau ședințe, făceau steaguri și atunci au luat decizia să facă și un steag de gard și să pornească pe drumul acesta. Deci, practic, era o formă organizată în stare incipientă. Da, da. La da. Vremea aceea. Da, da, da. Când ați făcut, practic, prima coreografie? Ăla nu este o poveste mai lungă, pentru că noi undeva prin 2006 am încercat să facem una dintre, și am și reușit pe de altă parte, să facem una dintre cele mai mari brigăzi din țară, ca să zic așa. A fost o fuziune între grupul original, grupul Rahova și grupul Bombardierii pe vremea aceea. Iar prima noastră coreografie a fost făcută sub numele de Bombardieri. În 2008 se găsesc și filmări, adică ce eu am muncit acolo pot să mi-o asum și eu. Aceea a fost prima coreografie. Au mai existat diverse mesaje, diverse mini-coreografii, cum le zic eu, adică nu ceva pe toată peluza. De asta am încercat acum, la 20 de ani, să facem ceva inedit, ceva ce nu s-a mai făcut, un proiect nou, ca să zic așa, pe care nu l-am mai văzut cel puțin la noi pe stadion, am încercat să venim cu ceva nou. Această coreografie de la meciul cu Craiova a reprezentat o sărbătoare a voastră. Da, 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 a fost o sărbătoare, chiar așa am și pus problema cu toți băieții. Am spus astăzi este o sărbătoare și când ne-am apucat propriu-zis de acest proiect, am zis, uite, haide să facem chestia asta, reprezintă sărbătoarea noastră, hai să ne implicăm cu toții. Am ținut neapărat să ca, indiferent de ce știu să facă membrii, să implice. Adică chiar dacă unul nu știe să vopsească sau să coasă sau să orice, nu știu, să vină să bage un steag pe țeavă. Pentru mine a fost foarte importantă chestia asta, ca să participe toată lumea, să simtă toată lumea implicată și angrenată, ca să poată să aibă ce să povestească pe viitor. O întrebare care mi-a venit acum pe moment, pentru că vorbeai mai devreme, spuneai de
unul dintre membrii fondatori, că era, sau mă rog, este avocat. Da. Spune-mi și mie, din ce medii sociale provin membrii unei brigăzi? Adică bănuiesc asta, nu doar dintr-o singură pătură socială. Cel puțin la noi acesta este farmecul. Nu știu, noi n-am făcut niciodată... Eu am mai auzit, nu o să dau exemple pentru că nu-mi place și nu stă în caracter, fiecare e cu o grada lui, ca să zic așa, dar la noi nu am făcut niciodată diferențe sau nu am... Nu ne-am făcut prieteni noi, ca să zic așa, pentru că, până la urmă, prieteni, frați, până la urmă, că e o familie. Pe criteriu de haine, bani, culoarea pielii sau religie. Adică la noi nu se pune problema de așa ceva. Și tocmai de asta la noi, în grup, o să găsiți țigani, arabi, moldoveni în cazul de față, tătari, fără nicio diferență. Deci de toate etniile și din toate păturile sociale, adică nu se fac diferențe. Nu. Adică este un principiu, unul m-a încertat cu un prieten foarte bun în trecut, tocmai pe chestia asta, pentru că el era puțin mai radical, iar eu nu am fost de acord cu chestia asta să... Adică mi se pare o mentalitate învechită. Rasismul și xenofobia pentru mine sunt mentalități învechite și mai degrabă impuse de mai mari lumii pentru segregarea oamenilor. Că na, dezbină și cucerește. Sau divide demper, acum se spune. Da. Bine, dacă ne gândim de-a lungul timpului, atât în Galeria Rapidului cât și în tribunele Giuleșului, am găsit mereu oameni din toate păturile sociale, de la oamenii săraci până la oameni de cultură sau chiar oameni politici, pentru că nu asta ne interesa, fiecare de unde provine. Și chiar cum spunea la un moment dat Bocciu, liderul galeriei, chiar suna foarte frumos și spunea: domne, pentru mine toți membrii galeriei sunt la fel, indiferent că sunt îmbrăcați în sahariană sau în geacă de piele. Da, nu există, de punctul meu de vedere, adică și eu gândesc la fel, nu există diferență. În momentul în care ai intrat pe stadion, din punctul meu de vedere, ți-ai pierdut statutul social pe care l-ai. Pentru mine ești suporterul Rapidului și atât, adică nu contează ce face, eu am o vorbă, ce face fiecare în viața lui privată este strict problema lui. Hai să ne întoarcem un pic la coreografii, pentru că e clar, coreografiile nu doar fac parte din viața Galeriei Rapidului, ci dau farmecul peluzei. Întotdeauna înseamnă multă imaginație, iar ele apar atât la meciurile de acasă, cât și la meciurile din deplasare. Da. Noi știm foarte bine, cei care suntem și conducem destinele clubului, pentru că de multe ori suntem obligați ca mesajele voastre să le arătăm înainte, să fie aprobate. Așa este legea. Așa este legea. Și de cele mai multe ori, asta o spun în cunoștință de cauză, nu sunt refuzate, pentru că există foarte multă imaginație în tribuna Giuleștiului și sunt mesaje care nu jignesc. Au o ironie aparte, exact cum erau pe vremuri, când erau practic concepute de actori și de oamenii de cultură din tribună. Spune-mi și mie, aceste coreografii, nu mă refer aici doar la brigada voastră, în general la brigăzi, sunt concepute de un singur om, sunt concepute de o echipă întreagă de oameni. Cine vine și cum vine cu aceste idei? Oricât aș vrea să fiu, bine, nu îmi stă caracter să fiu modest, pentru că eu de părere că modestia este calitatea oamenilor fără calități. Și n-am spus-o, eu am spus-o Napoleon Bonaparte. Da, văd că ești foarte bine pus la punct cu istoria. Da, am mai fost pe la școală, ca să zic așa. E un lucru pe care îl promovăm la noi în grup. Referitor, ca să revin, să deviem de la subiect, vis-a-vis de coreografii, în mare parte se creează un fel de consiliu, ca să zic așa, în care venim o ședință de brainstorming. O echipă de lucru, practic. Dar acum, mare parte, majoritatea au plecat, cam majoritatea proiectelor au plecat de la mine. De la tine. Da. Dar ele sunt focusate pe fiecare meci și pe fiecare adversar? Sau pur și simplu, băi, e o coreografie care am gândit-o, n-are legătură cu meciul ăsta, dar... Depinde de situație. De exemplu, celebra coreografie cu Brâncuși,
Aceea n-a fost ideea mea, a plecat de la un mesaj. Noi am vrut să facem mesaj pe stadion doar cu citatul. Este ideea lui Speedy, unul dintre toboșarii galeriei și membru foarte important la noi în grup. Și am zis că mesajul este atât de bun încât merită să facem coreografie. Și aceea eu consider că este ideea lui, de exemplu. Am înțeles. Dar la adică final... vis-a-vis de meciul respectiv. Alte dăți facem coreografii care să ne reprezinte pe noi. Voi ca și brigadă? Nu, pe noi ca și echipă, ca să zic așa. Pentru că s-au făcut coreografii care făceau referire la Galeria Rapidului, la, de exemplu, cum a fost cea cu Capitala când ne aparține, care a fost ideea lui Bucciu. Aia nu pot să-mi o asum. Adică fiecare are, dar... Deci ideile sunt binevenite. Din toate părțile, atâta timp cât sunt bune și calitative și conținut bun și cu un strop de ironie, dacă se poate. Păi nu, ironia tot timpul ne-a caracterizat. Adică acelea au fost cele mai frumoase. Noi am trăit din ironie, ne-am hrănit cu ea. Spune-mi, te rog, dar în final, la realizarea unei coreografii, cine își dă acceptul? Băi, da, e ok, gata, hai să o facem. Tot la o ședință de brainstorming se ia și această decizie. Bă, hai să o facem pe asta. Sau cineva mai vine cu ceva. Cu la nivel de brigadă sau de galerie? De galerie, de normal. Galerie, nu, că, adică când faci o coreografie de peluză, se implică toată lumea. Așa e normal. Din punctul meu de vedere, ar trebui să fie și o obligație. Eu sunt mai radical în gândire. Eu așa consider, ar trebui să fie o obligație ca toată lumea să se implice. Cine se implică înseamnă că nu vrea să participe, să se auto-exclude. Dar spune-mi, cu ghilimelele de rigoare, se poate vorbi și de o rivalitate între brigăzi în realizarea coreografiilor? În sensul de, bă, noi am făcut-o mai mișto, uite, a mea e mai altfel. Vă dați seama că toată lumea se laudă. Ideea e că toată lumea vrea să laude cu munca lui. Ideea e că cele realizate de peluză sunt muncite de toată lumea și n-am cum să spun eu că este coreografia mea, pentru că și el a muncit la fel de mult ca mine. Și un membru de la Bombardierii, și un membru de la Chichila, și un membru de la OHAS a muncit fix la fel de mult ca mine la realizarea coreografiei, deci este a noastră, nu este a mea. Am înțeles, deci practic, chiar dacă sunt realizate de o anumită brigadă sau aparțin ca idee... Păi ideea vine în mod normal de la un singur om, pentru că nu poate să vină... Corect. Dar toți membrii galeriei se implică indiferent de brigada de care aparțin. Da, se implică pentru că le place. Eu am spus, după punctul meu de vedere, ar trebui să fie obligație. Și bine, n-ar trebui să fie o obligație pentru ei, să facă din plăcere. Dar eu, ca din punctul meu de vedere, eu consider că fiecare brigadă trebuie să participe în mod activ la toate activitățile peluze. Am înțeles. Spune-mi, te rog, la realizarea unei coreografii, mai vorbit de acea ședință care se face înainte, acel brainstorming, și în care se pun ideile cap la cap. Care sunt pașii următori pentru realizarea unei coreografii acasă? Așa, pas cu pas. Realizarea unei grafici pe calculator, unde ne facem o idee cam cum ar trebui să arate dimensiunile, iar apoi începe partea cea mai grea, evaluarea costurilor. Da, pentru că toate sunt costuri. Se calculează metri pătrați, cât pânză ne trebuie, câți metri liniari de cusătură sunt, câți litri de vopsea ne intră. Eventual, mai că na, trăim în România și am învățat și noi de la alții meșteri că mai îndoim vopseaua, mai pui puțină apă, că na, mai tragi de ea, știi cum e. Că na. Trebuie să menționăm și faptul că vorbeai și de costuri. Trebuie să recunoaștem treaba asta, că nu există absolut nicio implicare financiară din partea clubului în realizarea unei coreografii. Nu, dar n-ar exista unde ar fi satisfacția și plăcerea. De exemplu, acum... Ar unde vrea ar... ceva comandat sau... Comandat, da, nu știu, e ca și cum ai plăti la școală să-ți iei notele mai mari. Eu da, așa uite, o... e bună comparația. Cam așa este. Eu nu mai simt împlinit și plus că n-aș participa la așa ceva. Adică munca mea, prefer să o fac eu cum pot acolo, eventual vopsim cu cărbune de grătar, decât să facem ceva pe bani comandat.
dar din câte știi, la alte echipe sunt și coreografii susținute de către club? Eu am mai auzit. Acum, fără probe, știți cum e. Nu, nu putem să... Nu suntem noi judecători. Am auzit că se practică. Dacă asta este plăcerea lor și satisfacția lor, eu mă simt împlinit, mă urc acasă, pun capul liniștit pe pernă, că nu sunt vândut. Adică ai o satisfacție atunci? Da, că sunt drept. Pentru mine onoarea este mai presus decât alte chestii. Acum când spui treaba asta, vorbești tu un nume personal sau un numele brigăzii și al galeriei? Adică onoarea e mai presus decât restul. Noi asta încercăm să promovăm la noi în grup, cel puțin. Onoarea și bunul simț și respectul să fie pe primul loc. Și funcționează, pentru că văd și am văzut și aici, la sală, diversi membri de diferite vârste. Și tu ai o vârstă destul de tânără, dar am văzut chiar și copii care fac pașii. Sunt pașii corecți pe care îi fac, ceea ce încerci tu și voi să promovați. Ei percep corect și aplică la aceste idei? Da, în mare parte da, vă dați seama că unii nu din prima, alții mai calcă strâm, că așa e societatea, nu poți să ai numai elev de nota 10, ca să zic așa. Dar învață, se corectează sau dacă nu se auto-exclud. Se auto-exclud. Da, adică nu le place, pentru că na, noi încercăm să promovăm altceva. Eu am prins anumite vremuri când mergeam pe Galeria Rapidului, care, na, mie nu mi-e rușine să zic că mi-ascundeam banii la ciorap ca să nu-mi ia băieții mai mari, bătrânii, cum să zice acum. Dar eu nu sunt pe principiu, dacă tata m-a bătut, să-i bat și eu pe copiii mei. Eu încerc să promovez altceva și noi ca și grup și toți băieții de vârsta mea și mai mari decât mine încearcă să promoveze altceva față de ce au văzut ei că se întâmpla în Galeria Rapidului în trecut. Erau alte vremuri, așa funcționa, erau oamenii mai răi, acum încercăm să ne modernizăm. Societatea în sine era mai rea, știm foarte bine, cel puțin după anii 90, că era un fel de junglă, doar la nivel de fotbal, în întreaga societate românească, se spunea la un moment dat că îți dispăreau roțile de la mașină la semafor. Da, cam așa era. Bine, nu zic că erau și pe excepții, vă dați seama, Dumnezeu să-l ierte pe bebeluș și eu să-l țin minte toată viața. Eram pe deplasare la Timișoara, eu venind din Sinaia, pentru că sunt născut în Sinaia, și făceam naveta, veneam la București ca să plec la Timișoara cu trenul să merg la meci. Și bebelușul ne știa pentru că aveam niște prieteni comuni, care el practicase un sport de contact. Și nu ne lăsa să plecăm fără mâncare, fără din Timișoara, fără mâncare, fără apă, fără tot ce ne trebuie ca să ajungem în siguranță la București. Da, exista totuși acea unitate. Da, nu s-a pus problema și față. Și erau, că și eu provin tot de acolo, acei bătrâni care vedeau. Da, numai că nu erau atât de mulți. Era bine dacă erau mulți. Da. Spune-mi și mie, cum se derulează o deplasare a brigăzii tale? Când trebuie să plecați la un meci, nu știu, la Arad sau... Da, în primul rând nu e brigada mea, că nu am pe nume. Mă rog, a brigăzii pe care o reprezinți. Da. În dialogul de față. Se desfășoară foarte greu, ca să vă zic așa, cel puțin după punctul meu de vedere, pentru că trebuie făcută o listă, câți merg, dacă merg, cine... Sunt oameni cu antecedente, care, antecedente între ghilimele, care nu se trezesc de obicei și trebuie să... Ei au nevoie de o atenție mai specială, ca să zic așa, adică trebuie să sunați înainte, trebuie să sunați dimineața respectivă de vreo 10-15 ori, trebuie să sunate rudele, mamele... Deci e un întreg ritual. Da. Trebuie să luăm în calcul tot. Dacă nu se merge organizat cu autocare și mergem pe cont propriu cu mașinile, trebuie organizate mașinile, trebuie să luăm în considerare cât șoferi avem, câte mașini avem, care mașină este pasibilă de o defecțiune, ne avem un buget pentru deplasarea respectivă, bineînțeles mâncarea, bineînțeles că sunt băieți care, mai ales din Puști, cei care sunt la școală acum, în momentul de față, ei poate nu-și permit să facă deplasare de 100 de lei dus întors, ca să zic așa, 200 de lei fiind un caz foarte fericit. Și noi încercăm să îi angrenăm pe cei care nu-și permit din cauza programului să vină la meci, să susțină pe un
un puști care el vrea să vină, dar nu, poate nu are posibilitatea financiară și este rușine să vină, să apeleze. În mare parte noi încercăm să-i luăm pe toți la meci. Da, vorbeai de un buget foarte interesant. Cum se construiește acel buget și mai ales cum se obține? Pentru că exact cum spuneai, e un puști care e la școală și nu are bani. Poate vine dintr-o familie nevoiașă. Și voi nu-l lăsați. Nu, vii toată tu cu lumea... bani mai mulți să face, nu știu, o chetă, o cotizație? Noi avem o regulă. Indiferent una dintre multele reguli care sunt la noi în grup, aceasta este... Bine, toate sunt importante. Oricât de mulți bani aș avea eu, o să mănânc același lucru care mănâncă toată lumea. Banii mei sunt și banii lor. Când mergem pe drumul ăsta, când mergem la o deplasare sau la meci sau oriunde. La noi nu există ca unul să mănânce șaorma după colț și restul să mănânce covrigi. Nu, mâncăm cu toții covrigi. Cu asta, basta. Adică cui nu-i place, unitate, la revedere. O unitate de grup și da, un echilibru. Da, poate suna socialism, dar... Eu o consider frăție. Păi nu e un socialism, e o lume ideală care s-a încercat și în societatea românească cu ani în urmă, dar din păcate s-a dovedit a fi utopie pentru că... Depinde și cine o aplică. Cine o aplică și caracterele diferă de la individ la individ. Dar e bine că într-o brigadă, uite, funcționează. Adică această lume a fotbalului și a, hai să-i spunem, și a ultraseriei, pentru că oamenii care nu cunosc acest termen văd în termenul de ultraserie doar violență, dar de fapt înseamnă și altceva, sau altceva. Păi nu, ultraseria în primul rând nu înseamnă violență, huliganismul înseamnă violență, adică sunt două, lumea nu face diferența. Da, dar e bine să afle lumea. Din cauza că nu sunt informați, nu că dăm răutate sau cel puțin așa vreau eu să consider. Ultraseria e ultraserie, prioritatea când te numești ultra este să susții echipa indiferent de distanță, rezultat, vreme. Ultra înseamnă să nu ai absolut nicio apartenență politică. Asta este o regulă cam greu de respectat și se poate vedea și în Italia, adică fiecare are propriile simpatii și nu le poți opri. Da. În mod normal, din ce știu eu, din cultura mea vis-a-vis de acest fenomen, știu că nu trebuie să ai nicio apartenență, nicio culoare politică. Dar asta este o regulă foarte des încălcat, dacă nu mereu. Ultra înseamnă să cânti cel mai tare la un meci, să susții echipa cât mai zgomotos, să ai cele mai frumoase steaguri. Asta înseamnă ultraserie. Huliganism... Și acolo este o lume mai gri, așa ca să zic. Nu înseamnă exact ce înțelege lumea, doar să mergi la meci, te bați cu poliția sau cu echipa adversă sau cu stewardii sau cu între alți suporteri. Plecând de la englezi, practic, termenul de huliganism, dar știu că ei îl puneau, nu știu dacă și acum îl mai pun în aplicare, în afara stadioanelor. Păi da, nu, din mai vremuri, pentru că erau acele interdicții la care se dau pe severe, viață la foarte ei. Severe, da, sunt niște interdicții foarte severe și acolo este altă cultură, ca să zic așa. Există o oarecare eleganță, între ghilimele, între ei și față de echipe din Grecia sau Italia, adică acolo sunt mult mai radicali, sau Polonia, adică nu se pot compara, sunt culturi foarte diferite. Dar, de exemplu, și sunt huligani și în Polonia, sunt huligani și în Anglia, dar totuși sunt atât de diferiți. Lumea asta brigăzilor este o lume dură? În general, viața pe stradă este dură, ca să zic așa, că majoritatea băieților stau în cartiere, unii stau în Ferentari, unii stau în Rahova, unii stau... Este... Lumea, în general, e dură, adică viața. Nu aș spune că este... Ai venit din puf și vrei să faci parte dintr-un grup în Galeria Rapidului și gata, brusc, viața ta devine dură. Nu, eu nu sunt de părere. Nu, dar hai să mă exprim altfel. Un membru al unei brigăzi, indiferent că e original sau de la altă brigadă, nu putem spune că e un simplu spectator care vine la meci, trăiește cele 90 de minute și pleacă acasă.
a mâncat semințe, a aplaudat, s-a bucurat sau e trist și pleacă acasă. Niciodată, nu. Când din punctul meu de vedere, eu aici fac, pot să vorbesc doar în numele meu și doar în oarecum în numele grupului original, adică nu pot să spun vis-a-vis de galerie, pentru că nu stă în putere și nu este domeniul meu, dar acolo poate să vorbească Bocciu în numele galeriei ce se întâmplă. Eu ce pot să vă spun vis-a-vis de grupul nostru este că în momentul în care alegi să faci parte, pentru că este o alegere, de alegi să faci parte din această familie, atunci alegi să te implici mai mult în galerie. Și asta înseamnă că tu nu o să mai stai doar să vezi meciul, să cânti când ai chef și să vii la meci cu 5 minute înainte și să pleci cu 5 tot înainte să termine meciul. Adică intervin anumite responsabilități, ca să nu le spunem obligații. Obligația, adică e un cuvânt urât, totul trebuie să vină de aici. Din suflet. Da. Voi aveți un lider? Nu, nu avem să avem. Da, totuși nu... Ascultăm sfatul bătrânilor, ca să spun. Sfatul bătrânilor, dar în orice grup, în general, în societate, trebuie să fie cineva care nu neapărat conduce, care deține oarecum frâiele. Nu. Pentru că, în primul rând, un grup nu trebuie să, ca și o familie, nu trebuie să stea într-un singur membru. Pentru că poate se întâmplă ceva, poate respectivul trebuie să plece în Occident. Poate pățește, Doamne ferește, ceva. Adică orice, grupul nu trebuie să bată pasul pe loc din cauza că a picat regele, ca să spunem așa, de pe tabla de șah. De exemplu, la noi se iau deciziile împreună cu toți, de la cel mai mic la cel mai mare. Voi vă inspirați și de la brigăzile din afară? Aveți modele pe care le urmați? Nu, chiar nu. Pentru că noi încercăm să promovăm altceva. Toată lumea visează numai bătăi, numai numai bătăi și alte chestii care n-ar trebui să facă parte din lumea suporterilor. Adică să nu fie o lume violentă, că până la urmă aici ajungem. Inevitabil se poate întâmpla să ajungi și la violență, pentru că se întâmplă și în viața de zi cu zi în trafic. Poți să pățești chestii de genul. Dar să nu o cauți. Asta este o prioritate a noastră, să nu căutăm bătaia. Adică să nu provoci, dar să răspunzi atunci când e caz. Te aperi, dacă nu, mi se pare normal, dacă nu poți să întorci celălalt obraz, te aperi. Pentru că vorbim și de întors celălalt obraz, în fotbalul românesc, cu cine aveți cele mai mari rivalități? Cu Petrolul, normal. Cu Petrolul? Da, cel puțin așa sunt de părere. Adică noțiunea de primus derby nu o luăm în considerare doar la meci în sine. Nu, este o rivalitate ce este foarte veche. Ne-a fost transmisă de purisanii galeriei, ca să spun așa. Am înțeles de ce ne-au povestit. Asta este un lucru foarte important. Comunicarea între generații. Când există comunicarea între generații, există și respectul. Ne-au transmis de ce s-a întâmplat, de ce, cum, și de asta considerăm că este o rivalitate, este un derby și este onorabil. Adică vis-a-vis de echipele din București, aici sunt derbiuri, dar ținând cont sistemul din care provin ele, n-aș considera un adversar, adică nu este, un duel onorabil. Deci există foarte multă răutate. Adică nu poți să compari un derby de București vis-a-vis de derbiul pe care îl avem cu Petrolul. Deci București practic, e ură. Practic e o rivalitate acceptată de ambele părți. Mă refer aici la rivalitatea cu Petrolul. Da.
și care, chiar dacă uneori poate degenerează în anumite momente, ea e acceptată și considerată ca o rivalitate frumoasă. Da. Așa gândesc și ei, oare? Da, eu sunt de părere că așa gândesc și ei. Da? Da. Pentru că dacă nu există de ambele părți, o parte reacționează într-un mod greșit și, conform principiului 3 al mecanicii, orice acțiune are și o reacțiune, dacă ei acționează într-un fel și noi acționăm la fel. Ce înseamnă pentru o brigadă a Rapidului pierderea sau furtul unui steag sau al unui banner reprezentativ al brigăzii? Banner de gard de sfințare. Restul, steag și alte accesorii, o rușine foarte mare în care îți revii cam greu spre deloc. Adică, din punctul meu de vedere, îți pierzi respectul pe care ți-l ofereau restul grupurilor. Am o întrebare cu un iz așa mai dur, care chiar vreau să-mi răspund foarte sincer. Crezi că violența este necesară în tribună? Nu. 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 Nu văd de ce este așa cu iz dur. Da, pentru că știm că ea este prezentă, oricât am încercat să ne ascundem. Uneori provocat, alteori neprovocat. Am asistat și eu la atâtea și știu foarte bine că uneori, până la urmă, asta e un interviu sincer pe o nișă. Da, da, Rapidului, da. Deci nu e ceva șablon ca la televiziune. No. Și știu de câte ori am fost provocați. Noi rapidiști am asistat, da, da, inclusiv la Târgu Jiu, când eram și eu pe jos, pe pistă. Și știu când noi suntem provocați și uneori chiar suntem obligați să răspundem prin violență, nevrând să ajungem acolo. Pe aici intervine psihologia maselor. Despre asta este vorba. Pentru că poate eu, ca individ, singur, în situația de față, în situația respectivă, nu aș fi reacționat așa. Dar, fiind toți, îl văd pe fratele meu că este gazat. Îl văd pe celălalt că este bătut, îl văd, adică intervine instinctul de protecție, intervine un instinct primar și preacționez. Cum de altfel trebuie să reacționezi și atunci când există riscul de a ți se lua bannerul de gard care ar duce la desfințarea brigăzii, e normal ca atunci, da, te agăzi de el, că membrii brigăzii să recurgă la niște gesturi extreme. Au fost provocați, de punctul meu de vedere, adică na. Primești o palmă în răspuns. Da, nu prea funcționează, întoarce și celălalt obraz. Nu, n-ai cum, păi atunci noi întoarcem celălalt obraz și rămânem fără steaguri în situația de față. Există oare un gest extrem pe care un membru al brigăzii ar fi dispus să-l facă pentru brigadă sau pentru echipă? Păi eu am făcut greva foamei, mai extrem de atâta ce am putea să facem. Adică când s-a făcut greva foamei, a făcut și împreună cu Bocciu, de la noi din brigadă au fost, dacă nu mă înșel, 5 sau 6 persoane care au făcut greva foamei pentru problema de la acea vreme. Și a fost o acțiune, nu pot să zic o regret, dar mi-am revenit abia după 3 ani, am reușit să pot să iau din nou în greutatea și să se undeva la 75 de kg la 1,91. Era cam dubios. Plus că mi-am distrus organismul oricum, eu nu mai am poftă de mâncare de atunci. Eu mănânc doar pentru că știu că trebuie să mănânc. Deci ai rămas cu sechele din perioada aia. Da, da, da. Da, foarte. A fost... Sunt amintiri frumoase, dar m-au afectat. Brigăzile pot avea un jucător preferat? Mare parte, da, da. Există. Se creează o simpatie între un anumit jucător și grupul respectiv. Poate să ajung eu, cea mai mare simpatie pe care o cunosc este vis-a-vis de grupul lui Bocciu, Official Hooligans, ei aveau o prietenie foarte, au în continuare o prietenie foarte mare cu Robert Ilieș, dacă nu mă înșel. Cu Ilieș, da, 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 da. La care se ajunge, deci o astfel de prietenie poate să se întindă pe foarte mulți ani, chiar și cum este cazul de față, el nemai făcând parte din staful Rapidului sau să fie în organigrama clubului. Voi aveți un jucător preferat, nu-și cer numele, că ar fi nedrept poate pentru alții. Sincer nu, pentru că este în momentul de față, este cam imposibil să ai un jucător preferat. Se schimbă foarte... Se rulează foarte mult la Rapid în momentul de față. Pentru că vorbim de jucători preferați. Mie mi s-a părut
fiind între ghilimele de partea cealaltă a baricadei, mi s-a părut senzațional capitalul de simpatie pe care l-a câștigat Papo în contextul în care el a jucat puține meciuri. Știu că e un jucător care se potrivește Giuleștiului. Dar de unde și el se miră? Eu discut foarte mult cu acest jucător și el se miră de unde acest capital de simpatie din partea voastră? Ăsta este farmecul Galeriei Rapidului. Pot să zic că ne-a câștigat cu un dribbling, dacă ar fi să o luăm așa. Dar nu este primul. Dacă vă aduceți aminte, a fost și, de exemplu, jucătorul pe care mi-l aduc eu aminte cel mai bine, Roberto Bisconti, care avea și cântec și n-a avut prea mari realizări la Rapid. N-a avut realizări pentru că la vremea respectivă Rednic îl folosea pe alt post, în contextul în care Bisconti a plecat de la Rapid și a ajuns la Naționala Belgiei. Dar, mă rog, așa a fost să fie. Hai să trecem și la reversul medalii. Dacă un jucător pică în disgrația unei brigăzi sau a galeriei, cum resimte treaba asta? Pentru că o resimte. În disgrația unei brigăzi, să pice doar în disgrația unei singure brigăzi este foarte greu. Adică să-l, de exemplu, să-l urâm doar noi sau să ne displacă doar nou un singur jucător, iar pentru restul brigăzilor să fie ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Adică eu vreau să cred că gândim cu toții la fel și să suntem pe aceeași lungime de undă și cunoaștem și noi fotbal, ca să spun așa. Bine că pot fi și factori care n-au treabă cu fotbalul, ca un jucător să intre în disgrațiile Rapidului, de exemplu, să dea vreun interviu greșit sau să simpatizeze, să iasă la masă cu altcineva care nu face parte din staful Rapidului. Adică se pot întâmpla multe. Cam așa, eu cred că așa ar putea să intre un jucător în disgrațiile galeriei. Pentru o brigadă, cine e mai presus? Clubul în sine, când spunem clubul ne referim Rapid, sau echipa de la un moment dat cu rezultatele ei, să spunem cu niște rezultate wow? Cel puțin pentru mine clubul Rapid, pentru că asta așa am ajuns să ne cunoaștem. Dacă nu exista Rapid, eu nu îi știam pe ei, ei nu mă știau pe mine și are un băiat de la noi din grup o vorbă, noi nu eram prieteni dacă nu era Rapidul. Da, deci practic se poate spune, fără să forțăm cuvintele, că Rapidul unește destine. Da. Naște prietenii. Da, dacă nu era Rapid, poate na. Cel mai bun avocat din București nu ajungea să ne cunoască pe noi care nu suntem în același domeniu. Care sunt principiile după care se ghidează brigada original? Principiile pe care le spunem mereu noi cei mai mari când stăm de vorbă cu puștii, le spunem mereu că familia este pe primul loc, apoi școala, slash locul de muncă, unii se duc la școală și muncesc în același timp. Deci familia, școala, locul de muncă și abia pe locul 4 Rapidul. Pentru că dacă nu ai grijă de familia ta, n-ai cum să ajungi la meci, dacă nu te duci la școală, n-ai cum să ai un job destul de bun ca să-ți permiți să vii la meci. Asta este o regulă de bază. O regulă de bază și pe care o respectă membrii? Încearcă să o respecte. Cele mai plăcute deplasări care îți vin în minte? Timișoara. Da. Și cele mai grele? Depinde din ce punct de vedere vorbim de deplasări grele. Adică grele din ce punct din de vedere? Din punct de vedere al distanței, al confruntării cu galeria adversă și așa o mai departe. O deplasare cu confruntare vis-a-vis de galeria adversă nu este o deplasare grea, de punctul meu de vedere. Adică acolo mergi de plăcere. Deci o plăcere cu cât e... Da, cu cât e mai intensă, cu cât e mai stresantă deplasarea, cu atât e mai plăcut să mergi, adică e entuziasm. Pentru că trebuie să mergi acolo și să arăți că Rapidul este mai presus decât ei la ei în oraș. Urmează o întrebare la care intuiesc răspunsul, dar prefer să pun această întrebare. Văd de fiecare dată, sunt în jur de 13 sau 14 banere ale brigăzilor puse la fiecare meci, indiferent că jucăm acasă sau în deplasare. Da. Se poate vorbi de o unitate totală între brigăzi? Normal, sunt toți o familie. Toți muncim pentru același scop. Cine
nu muncește pentru același scop, la fel cum am spus, după cum îmi vedeți, se ajunge și se auto-exclude. Ghețu, ne apropiem de final. Spune-mi, te rog, ce își dorește Brigada Original, realistic vorbind, atenție, realistic vorbind, nu utopie sau vise, pentru centenar? Dăruire totală. Vis-a-vis de fotbal vorbim, nu? Vis-a-vis de fotbal. Dăruire totală pe teren. Rezultatele... mulți o să mă judece pentru părerea mea și pentru răspunsul ăsta. Pentru mine rezultatele din teren uneori nu contează atât de mult cât contează să văd că oamenii au încercat și că au vrut să câștige, dar nu s-a putut. Și de data asta, chiar în final, tu ca suporter al Rapidului, ce mesaj ai pentru suporterii Rapidului? Să vină la meci, să nu mai stea pe internet. Îți mulțumesc și ne revedem pe stadion, nu și, pe internet. Da, și eu mulțumesc pentru invitație, felicitări cu o dată pentru inițiativă și noi am avut și un mesaj în trecut, Rapidul se susține de pe stadion, de pe internet. La sfârșitul interviului vreau să-ți fac și un cadou. Este o eșarfă, este purtată la meciuri, a fost prin diverse deplasări, este eșarfa grupului. Îți mulțumesc din suflet, sunt obișnuit mai mult să dau cadouri decât să primesc. Dar, na, ca membru al galeriei, că până la urmă și eu sunt un produs al galeriei, promit ca la următorul meci această eșarfă să o pot purta la gât. În deplasări mă feresc ca oficial al clubului, că mi se pare penibil, văd la alții și să... Nu, dar să cel fie puțin acasă, și n-ar fi corect față de ceilalți membri de la celelalte brigăzi, față de celelalte grupuri, ca tu să porți eșarfa noastră, adică eu unul mai simțin îndreptățit. Corect, dar sper la un moment dat, mai ales că văd și ceilalți acest interviu, ca la un moment dat să am o colecție a eșarfelor primite de la, ceva frumos. De la brigăzi. Poate le puneți și în muzeu. Păi asta voiam să spun, aliniate. Pentru că mi-ai lansat o provocare. Eu tot ce am spus că donez muzeului, dar lasă-mă măcar ce primesc de la voi să păstrez și eu la colecție. Pentru muzeu mai donăm una, nu este problemă. Mulțumesc frumos, dragi rapidiști. Asta a fost Brigada Original. Urmează și alți suporteri ai Rapidului și alte brigăzi. Pentru invitație.